Ultimele declarații ale lui Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina Ce a spus liderul de la Kremlin? Vladimir Putin a susținut, la întâlnirea cu secretarul general al ONU, că nu mai derulează operațiuni militare în Mariupol, că nu a încercat să oprească evacuarea civililor și că armata sa nu este responsabilă pentru masacrul de la Bucea. Liderul de la Kremlin a afirmat că vrea o soluție diplomatică care să pună capăt războiului, dar nu renunță la pretențiile teritoriale. Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit la Moscova cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre negocierile privind încetarea conflictului armat. Putin susține că în Mariupol nu se mai desfășoară operațiuni militare și că armata rusă nu a atacat culoarele umanitare. Situația este complicată acolo, și tragică. Dar este simplă, de fapt. Am vorbit astăzi cu președintele Erdogan, care a spus că acolo au loc operațiuni militare. Nu, operațiunile militare s-au încheiat acolo. Nu există operațiuni militare în Mariupol. Vorbiți despre coridoarele umanitare rusești, despre faptul că acestea nu funcționează. Nu, v-au mințit. Ei lucrează cu sistemul nostru. Peste 100.000 de mii de oameni au părăsit Mariupol, aceștia fiind liberi să meargă oriunde. Unii oameni vor să meargă în Rusia, alții în Ucraina, a spus liderul de la Kremlin, în timpul întâlnirii cu oficialul ONU, potrivit de Guardian. Putin a mai făcut acuzații grave la adresa armatei ucrainene, și a spus că militarii se ascund în spatele civililor în combinatul Azovstal, și că armata rusă a vrut să-i elibereze. Petru Andriushchenko, un consilier al primarului din Mariupol, susține însă că armata rusă a tras cu artileria asupra zonei de ieșire la doar câteva momente după ce au anunțat prin difuzoare că a fost deschis un coridor verde. Putin a mai susținut că încă este posibilă o soluție diplomatică pentru încheierea războiului, dar că negocierile au intrat într-un impas după apariția imaginilor de la Bucea. A fost o provocare, armata rusă nu are nicio legătură cu aceste lucruri încă așteptăm și sperăm că vom putea obține acorduri prin canale diplomatice, a mai spus Vladimir Putin. Negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă în format online, dar Moscova spune că nu va oferi garanții de securitate Chievului până nu se va lămuri situația cu privire la Crimea și zona Danbas. Secretarul General ONU, Antonio Guterres, a declarat după întâlnirea pe care a avut-o la Moscova cu Vladimir Putin că a propus crearea unui grup pe probleme umanitare format din reprezentanții Națiunilor Unite, Rusiei și Ucrainei, pentru facilitarea funcționării coridoarelor umanitare în Ucraina. Rusia a cerut Ucrainei să renunțe la intrarea în NATO, la intenția de a dezvolta sau achiziționa arme de distrugere în masă și de a găzdui pe teritoriul său baze militare străine. De cealaltă parte, Ucraina a cerut garanții de securitate în schimbul neutralității. S-a arătat dispusă să renunțe la aderarea la NATO, dar nu și la Uniunea Europeană. O altă propunere formulată de Kiev către Moscova este negocierea într-un termen de 15 ani a statutului peninsulei crimei anexată de Rusia. Ucraina a spus că înainte să se semneze vreun acord, Rusia trebuie să-și retragă trupele de pe teritoriul său. Rusia insistă însă asupra pretențiilor teritoriale. Moscova cere recunoașterea suveranității Rusiei asupra peninsulei Crimea și dreptul la autodeterminare al provinciilor separatiste Donețcă și Lugansk.